se montează. Desfacem cu grijă axa, desfacem cu grijă modulul, axa Y, firul cald și începem montarea cu axa Y aceasta. Deci pe partea motorului se va monta în aceste două găuri, se va monta în felul următor. Așa. Deci voi introduce un șurub aici și cu ajutorul unui șurubelnițe voi înfileta așa. Al doilea șurub îl voi pune aici. Și voi înfileta. În final, rezultând firul cald în forma aceasta. Deci cu motorul aici. După aceea voi pune axa Y supra axa X în felul următor. Deci în această gaură voi pune un șurub aici care va intra în această gaură de pe axa Y și înfiletez. Nu mai rămâne decât să introduc firul de axa Y, să-l introduc în locașul respectiv rămas liber și anume aici. Deci voi introduce aici locașul rămas liber. În felul acesta el este pronto per utilizare. Deci asta fiind cald, deci la mână se reglează și așa înainte înapoi. Deci axa Y și axa X. E gata per funcționare. Vedeți în tutorialul care urmează cum se instalează driverul și alte componente.